Am revenit. Există și români pasionați de corghi, câinii preferați de regina Elisabeta a II-a. La Constanța, un iubitor al rasei, deja considerată regală, crește astfel de exemplare de mai bine de 15 ani. Fosta suverană a Marii Britanii a avut de-a lungul vieții peste 30 de exemplare de câini corghi. Este masculul nostru de montă și performanță, Ares. Așa, ea este Daphne, dacă ne lasă să vedem. Jolie, unde? Ea este Jolie. Bună, Jolie! Și acum vine și Caia din spate. Acești câini sunt cu toții din rasa corghi, preferata reginei Elisabeta a II-a. Numele complet e Pembroke Welsh Corgi, rasă originară din țara Galilor. În limba galeză, corgi înseamnă câine de mici dimensiuni. Elisabeta a II-a a primit primul exemplar de la tatăl său în 1933, când avea doar 7 ani și habar nu avea că urma să devină regina cu cea mai îndelungată domnie din istoria Marii Britanii. Un câine foarte calm, foarte sigur, foarte bun cu copiii. Acești câini au devenit populari odată cu, să spunem așa, dragostea reginei Marii Britanii, care a avut de-a lungul timpului câteva zeci de astfel de câini. Corgi e și una dintre cele mai vechi rase de câini. Au fost câinele vikingilor, aduna ouăle din cuiburi de pe stânci. Cum ei migrau și călătoreau mult, așa a ajuns în țara Galilor. Inițial au fost folosiți pentru a supraveghea alte animale sau păsările din jurul gospodăriei. Treptat, corghii au ajuns în toate colțurile lumii, chiar și în România. Corghii sunt câini de mici dimensiuni, inteligenți și foarte atașați de copii. Însă nu uitați că sunt și foarte activi. Supranumiți câinii regali, corghii au și o legendă. Se spune că au fost cățelușul zânelor. Cum zânele sunt mici și aripioare scurte, nu puteau zbura pe distanțe mai lungi. Așa au creat acest cățeluș corghi, pe care îl foloseau pentru a călători. Iubirea reginei Elisabeta pentru corghi i-a făcut celebri pe micii patrupezi și a ajutat pe micii patrupezi să ajungă în toate colțurile lumii.